Românii au mari așteptări și dau dovadă de mult interes față de programul Startup Nation pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii lansat în urmă cu aproape o lună. Lucian Rus, secretar de stat în cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, a declarat la 1 TV că tocmai datorită acestui interes pentru cele 12 linii de finanțare, sumele alocate inițial vor fi suplimentate. În cadrul ministerului nostru avem mai multe componente, sunt 12 programe de finanțare, începând cu Startup Nation, Startup Diaspora, continuând cu Femeia Antreprenor, recent lansată în 18 luna aceasta, urmând în finalul anului partea de comerț și servicii, partea de produs în România, industrializare, partea de incubatoare de afaceri, unde ne axăm foarte mult pe tot ce înseamnă universități și facultăți cu incubatoarea de afaceri, promovarea târgurilor de turism, promovarea exportului și a dezvoltării balanței comerciale a României. Deci avem foarte multe programe pe care dorim să le lansăm. Asta, vis-a-vis de ce ați spus dumneavoastră, au creat foarte multe discuții, și anume programul IMM Agri, în momentul în care a fost lansat, cu siguranță ne-a devansat foarte mult, și nu neapărat pe noi, ci pe cei de la programele noastre, cei care fac IT-ul, cei care fac tot ce înseamnă softurile pentru programe, și asta a prezumat un delay. Dar până la urmă a fost lansat și este acum, și așteptăm cât mai mulți ne dorim să depună și să fie beneficiar. În județ, însă, până acum lucrurile nu stau prea bine. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să verific care este statusul la celelalte două sesiuni de Startup Nation lansate în România și câte startup-uri sunt efectiv în județul Hunedoara. Din păcate, de aici a venit și un feedback negativ oarecum, un pic dezamăgitor, pentru că avem peste 21.000 de beneficiari la nivel național din cele două programe Startup Nation, iar puțin peste 200 sunt din județul Hunedoara. Ori mă așteptam să fie un pic mai mult și Hunedorin să fie un pic mai deschiși. De aceea, acum două luni de zile am început o serie de prezentări și de încurajări, ca să spun așa, consultări deschise. Muncă de teren, exact, județ, da, ca să încurajăm antreprenorii să vină să facă, să depună proiecte, să fie beneficiari acestor programe de finanțare. Chiar dacă hunedorenii nu se prea înghesuie, interesul celorlalți români de a beneficia de sprijinul guvernului a determinat rara echipă din minister să solicite o suplimentare a bugetului. Ne-am bătut foarte mult la nivel de minister luna trecută pentru rectificarea de buget, ca să creștem bugetul acestui program Startup Nation. Am plecat de la un buget de 500 de milioane credite bugetare și în momentul de față, după negocieri cu Ministerul de Finanțe, avem încă 1 miliard în plus. Deci vorbim de aproape 9.000 de beneficiari pe care îi putem finanța prin acest program Startup Nation. Secretarul de stat, Lucian Rus, consideră că succesul celorlalte ediții ale programului Startup Nation l-au convins pe Ministrul Economiei să aprobe suplimentarea programului din acest an.